românesc, al gândirii actualului papă Benedict al XVI-lea, îl poziționează pe filozoful Andrei Marga într-un dialog extrem de convingător cu filozofia occidentală contemporană, cu rezultate profitabile pentru filozofia românească. În calitate de profesor universitar, Andrei Marga propune studenților și intelectualilor preocupați de destinul filozofiei în lumea contemporană valoroase lucrări de sinteză, deși lista realizărilor științifice este cu adevărat impresionantă, cu modestia unui excepțional gânditor care își cunoaște pe deplin valoarea, profesorul universitar Andrei Marga și-a scris în curriculum vitae la acest ultim capitol doar 15 studii reprezentative. Reamintim că premiul Herder, cunoscut drept premiul Nobel al Estului, se acordă din 1964 unor personalități care s-au evidențiat prin performanțele lor în domeniul artelor și al științelor, membru al Academiei Europeea, Salzburg, Austria, sau al Academiei Europeea, Iena, Germania. Să primesc titlul de doctor honoris causa al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Gândindu-mă la tradiția de reflecție din Bucovina și la inițiativele și izbânzile acestei universități, ne-am dat seama, încă o dată, știam mai de mult unele lucruri, că la Suceava nu este doar o universitate, am atâtea locuri, ci o universitate care contează prin o seamă din programele ei. Nici o universitate din lume, nici chiar Harvardul, nu contează prin toate. Și la noi, de asemenea, sunt multe diferențieri. Dar trebuie să spun, ca un cuvânt de laudă, deloc circumstanțială, că specializări, cum sunt aici, electronica sau mecatronica sau silvicultura sau filologia, și cred că și altele, cu siguranță sunt din cele de vârf, cel puțin în România, dar în mod sigur și în afara României contează astfel.